să vă invit să deschideți Sfânta Scriptură, dacă aveți Scriptura sau telefonul, la Marcu, Evanghelia după Marcu, capitolul 6. Să fiți pregătiți să ne uităm împreună de la versetul 30. Și chiar vă rog să deschideți acum, pentru că o să vă mai chem din când în când să aruncați câte o privire pe versetele acestea pe care o să le citim. Și Cred că ați avut, sau am avut fiecare dintre noi, ocazia să auzim această expresie, băi, au ținut-o sau au țin dintr-o petrecere în alta, da? sau dintr-un chef în altul, între ghilimele. Și, într-un sens, cred că parcă asistăm cam în același cadru, în pasajele în care intrăm, în Evanghelia după Marcu. Foarte interesant că dacă o să continuați citirea din pasajul de data trecută care a fost, în următoarele pericope care urmează, Cam toate au de-a face cu ideea aceasta de mâncare, de pâine, de hrănire, de spăț. Și vă amintiți de cei 12 apostoli, sunt trimis să meargă fără traistă, Dumnezeu se va îngriji de mâncarea lor. De asemenea, am asistat la ospățul dat de Irod oaspeților să-i de seamă, apoi o să trecem prin mulțirea pâinilor astăzi, o să asistăm după aceea la discuția Domnului Iisus Hristos cu farisei despre ceea ce spurcă pe om, modul în care ne raportăm la, la mâncare și la spălarea pe mâine înainte să mâncăm, o să aibă loc de asemenea o, o minune, o discuție cu femeia aceea cananită, care vorbește tot despre mâncare, despre firmiturile care cade la masa stăpân, stăpân, stăpânilor. Are loc o adua a pâinilor, are loc o discuție a Domnului Iisus Hristos cu ucenicii despre aluatul fariseilor. Dar în toate pericopele acestea în centru este ideea aceasta de mâncare și nu la întâmplare, nu? Cu siguranță că Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe ceva prin aceste imagini care au de-a face cu mâncarea. Și data trecută am asistat la acest uh, ospăț măreț, grandios, dat de împăratul Irod cu ocazia zilei sale de naștere, în cinstea boierilor, în cinstea conducătorilor cei mai de seamă, doar că acest ospăț a fost un ospăț al nelegirii. A fost un uh, ospăț al veseliei în felul lumii, un ospăț dat în cinstea spumei societății caracterizat de distracție în felul lumii și știm, știm lucrul acesta pentru că în ce fel s-a încheiat acest ospăț? Cu atrocitate, nu? S-a încheiat cu moartea celui mai mare om născut din femeie, moartea lui Ioan Botezător, un profet și un predicator al pocăinței. Și acel episod s-a încheiat cu ucenicii lui Ioan care vin, ridică trupul lui Ioan și îl pun într-un mormânt. Și dintr-o dată parcă în mintea noastră, mai ales că am trecut până acum în Marcu sau dacă am citit și continuarea Evangheliei, încep să se lege anumite firișoare, nu? anumite elemente care fac legătura directă cu ceea ce descoperim în Domnul Iisus Hristos. Cine este de fapt acest Ioan care moare? Nu este el profetul care a fost ales într-un mod special de Dumnezeu pentru o misiune specială? Și anume... Să vină și să pregătească o cale. Pentru cine? Să pregătească calea manifestării lui Dumnezeu în lumea noastră prin propriul său fiu, prin Domnul Isus Hristos. Și privind la Domnul Isus Hristos, vedem încă din capitolul 3 asemănători zbitoare cu Ioan Botezătorul. Ioan vine, predică un mesaj al pocăinței care atrage opoziție și în cele din urmă aduce Moartea asupra lui. Privim la Domnul Iisus Hristos și vedem că încă din capitolul 3, în urma discuțiilor și mesajelor pe care le aduce farisei împreună cu irodienii, încep să se sfătuiască ca să ce? Ca să-l omoare. Deocam, deocamdată nu reușesc. Dar la fel cum vă amintiți, irodiada l-a pândit pe o bătezătorul până când ajunge ziua în care i-a luat viața tot astfel în, Pila, în, cele din urmă, Pilat, vă amintiți, chiar dacă se întristează, la fel cum într-un fel Irod s-a întristat, din cauza presiunii mulțimii care strigă, răstignește-l, răstignește-l. Pilat se spală pe mâini și spune, luați-l și faceți ce vreți cu el. Iar în final, ucenicii Domnului Isus Hristos vor veni și vor lua trupul Domnului Isus Hristos și îl vor pune într-un mormânt. Cred că nu la întâmplare, versetul 14 din pasajul de data trecută a început cu această remarcă a faptului că Ioan credea despre, Irod credea despre, Ioan, despre Domnul Iisus Hristos că este Ioan Botezătorul înviat care a venit să predice același mesaj. De fapt, Ioan nu înviase dintre cei morți, dar ceea ce știm cu siguranță este că Iisus Hristos va ajunge în curând să moară la fel cum Ioan a murit, doar că moartea sa va avea un efect deosebit. Moartea sa va face posibil un ospăț glorios, un ospăț infinit, la care pot veni să ia parte la el nu doar cei din spuma societății, nu doar mai mari în felul lumii, ci vor putea să vină toți cei ropsiți, toți cei lipsiți de resurse, să se înfrupte din acest ospăț și nu doar că vor trăi, nu vor muri acești oameni, și în veac nu vor vedea moartea. Foarte interesant că în capitolul 8, dacă o să vă uitați, când Isus discută cu cenicii și îi întreabă cine spun oamenii că sunt eu. Vedem din nou aceste paralele cu Ioan Botezătorul. Nu? Cine spun oamenii că sunt eu? Cei mai mulți credeau că este Ioan Botezătorul. Iar în capitolul, la finalul capitolului 8, imediat după această paralelă, ce începe să vestească pe față Domnul Iisus ucenicilor săi? Începe să le vorbească pe față despre patimile sale, cum că fiul omului trebuie să fie dat în mâna mai marilor preoți, fariseilor, ca să facă ce vor vrea cu el, să ia viața și în capitolul 9 când coboară de pe muntele schimbării la față și are loc acel dialog în care Domnul Iisus începe să-i pregătească tot mai mult pe ucenici pentru patimile sale, ucenicii întreabă despre Ilie și despre Ioan, și Domnul Iisus Hristos ce face? De nou face legătura cu moartea lui Ioan. Și spune, vă spun că Ilia și venit și au făcut ce au vrut cu el, la fel cum vor face, ce vor vrea cu fiul omului. Ei bine, de fapt, cu, odată cu episodul morții lui Ioan Botezătorul, începe tot mai mult să fie pregătit terenul înaintea ucenicilor și de asemenea înaintea noastră pentru adevăratul mesager care a venit din ceruri Adevăratul predicator, adevăratul păstor, adevăratul om care aduce mesajul salvării, și acela este fiul lui Dumnezeu care invită pe toți păcătoși în împărăția lui Dumnezeu prin credință și prin pocăință. Credința că ce? Credința că el, Isus, este cu adevărat cine spune și cine se vede că este. Și anume, Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile, nimeni nu poate avea autoritatea pe care o are el decât dacă este Dumnezeu, dar mai mult decât atât, credința că El este singurul, singura cale. El este singurul suficient să ne împace cu Dumnezeu, așa cum am cântat mai devreme la închinare cântarea. Nu s-a găsit nimeni, nici îngeri, nici oameni, nimeni suficient de puternic și a fost unul singur care a putut să deschidă așa carte cu pecețile pe care să le deschidă. Acel a fost mielul care a venit să ne hrănească cu o pâine care poate astâmpăra nu doar stomacul, și o pâine care poate să astâmpere setea sufletului nostru, pentru că ne împacă cu Dumnezeu hrănindu-ne din această pâine care este de fapt trupul său care avea să fie frânt. La acest mesaj al divinității, la acest mesaj al suficienței Domnului Isus Hristos, continuăm să privim în continuarea capitolului 6, începând cu versetul 30, și observați cum suntem tranzitați înspre un alt fel de ospăț, o altfel de masă pusă înaintea oamenilor, un ospăț în care punctul central nu are de-a face cu dansuri senzuale, nu este caracterizat de planificări, de crime, ci în centrul acestui ospăț este predicat cuvântul lui Dumnezeu de către însuși Fiul lui Dumnezeu. La acest ospăț nu sunt invitați doar cei privilegiați, doar cei care face parte dintr-o societate superioară celorlalți, ci sunt invitați toți oamenii în orice categorie socială ar fi parte, ar face parte, toți cei care vin să îl descopere pe Hristos, să-l asculte pe Hristos, să-l urmeze pe Iisus Hristos. Haideți să citim de la versetul 30. Apostolii s-au adunat la Iisus și au istorisit tot ce făcuseră și tot ce învățase pe oameni. Iisus le-a zis, veniți cu mine într-un loc pustiu, doar voi singuri și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și plecau, iar, iar ei n-aveau timp nici măcar să mănânce. Au plecat deci cu barca doar ei singuri spre un loc pustiu, dar mulți au văzut plecând și au recunoscut așa că oameni din toate cetățile au lergat pe jos până acolo și au sosit înaintea lor. Când a coborât din barcă, Isus a văzut o mare mulțime de oameni și i s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca niște oi care n-au păstor. Și a început să-i învețe multe lucruri. Când era ora deja târzie, ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis locul acesta este pustiu și ora este deja târzie. Lasă mulțimile să se ducă prin cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere ceva de mâncare. Însă Iisus răspunzând le-a zis dați-le voi să mănânce. Ei l-au întrebat, să ne ducem să cumpărăm pâine de 200 de denari și să le dăm să mănânce? Iisus i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. După ce au aflat, au răspuns, 5 pâini și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i pe toți pe iarba verde, în grupuri. Și ei s-au așezat în grupuri de câte 100 și de câte 50. El a luat cele cinci pâini și cei doi pești și privind spre cer, a binecuvântat și a frânt pâinile. Apoi le-a dat ucenicilor ca să se așeze înaintea lor. De asemenea, a împărțit tuturor și cei doi pești. I-au mâncat cu toții și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșnițe pline cu firmituri și cu resturile de la pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. În pasajul și în pasajele pe care o să continuăm să le citim în continuare după versetul acesta cu care am încheiat, vă spun lucrul acesta de la început, există material pentru cel puțin 4-5 predici. Și de ce vă spun lucrul acesta? Eu mă voi opri puțin mai mult pe firele, pe cărările principale din aceste versete pe care tocmai le-am citit. Voi face doar câteva observații întreagă pe firișoarele mai secundare, dar care sunt atât de frumoase și care pot fi aprofundate și vă rog să vă luați notițe, tocmai ca acasă să reveniți asupra pasajului, să continuați să studiați și apoi și în grupurile mici. Ce observăm? Vedem că apostolii revin din misiunea pe care vă amintiți, misiunea unică pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o apostolilor. Da? Apostolii se întorc la Domnul Iisus Hristos ca să îi mărturisească tot ce au învățat pe oameni tot ceea ce au făcut cu puterea pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat-o, dar care e primul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos când aude raportul acesta al misiunii? Le predă un principiu esențial pe care mulți dintre noi îl ratăm adeseori în numele Domnului Iisus Hristos, în numele lucrării Domnului Iisus Hristos. Le spune, veniți singuri la o parte ca să fiți doar cu mine, separați de oameni și de nevoi, da? Cam asta le spune Isus: Să fiți doar cu mine, cu ce scop, ca să vă odihniți puțin. Atât de încărcată era agenda activității apostolice deja, încât spune Scriptura că n-aveau nici măcar timp să mănânce. Dragii mei, o scurtă observație, nu e cea mai importantă, dar cred că e importantă. Odihna este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat darul odihnei. Și trebuie să-l exersăm ca o dovadă a responsabilității, ca o dovadă a ascultării noastre față de darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, întrucât trupurile noastre ce sunt? Sunt temple ale Duhului Sfânt. Să stai să-ți maci în sănătatea, în numele slujirii, în numele lucrării, să știți că nu e o dovadă de dragoste nici față de lucrarea lui Dumnezeu, nici față de oameni. Gândiți-vă puțin, nu? Degeaba s Prăji un doctor făcând gărzi non-stop timp de o lună fără să doarmă un ochi, dacă după o lună nu mai este de trebuință nici oamenilor, nici lumii, pentru că se duce, moare. În timpul ăsta de oboseală nu poate să fie atent nici când scrie rețete, nici când operează și după aia nimeni nu ne mai bucurăm de el. N-ar fi mai de folos să știe să-și ia la timpul potrivit, timp de odihnă, astfel încât să-l avem 50 de ani în mijlocul nostru? Astea chestiuni logice până la urmă și... Aș vrea să vă reamintesc vouă tuturor membrilor care slujiți în biserică, în special poate liderilor, coordonatorilor de slujiri, cu ocazia aceasta dacă tot trecem pe aici, este în regulă să ajungeți să fiți obosiți, dar nu este în regulă să adunați frustrare, nu este în regulă să slujiți până la punctul de epuizare și apoi să veniți după 2-3 ani spuneți eu nu mai slujesc, nu mai pot, să mai facă și alții. Nu, mai bine ia timp la timp, puneți deoparte timp de odihnă ca să ne slujești 30 de ani de aici încolo. Sau 50 de ani de aici încolo. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, observați, Domnul Iisus Hristos se ia deoparte pe ucenici ca să fie cu El în timpul acestui timp de odihnă. Degeaba ne-am odihnit trupurile, degeaba ne ducem în Grecia câte o săptămână, în două pe vară, dacă acolo nu avem părtășie cu Domnul Iisus Hristos. La ce folosește odihna trupului dacă bateriile noastre spirituale, dacă părtășia noastră cu Tatăl nu continuu, astfel încât să fim edificați în omul nostru din lăuntru. Nu e așa că omul este mai mult decât haine, îmbrăcăminte, spune Iisus, decât rană? Observați cu cât lucrarea se intensifică mai mult, cu atât o să se intensifice mai mult timpul, necesitatea timpului acesta ca ucenicii să fie mai mult timp singuri, doar ei, cu Iisus Hristos. Să știți că acest timp al nostru, doar al nostru cu Domnul, separat de oameni, va chiar separat de copii, de soție, de cei apropiați, separat de frați și de surori, acea cămeruță tainică despre care Domnul Iisus Hristos ne-a învățat cu alte ocazii, este vitală, în acel timp este vitală în viața fiecărui credincios. Și cred că cei care au experimentat taina în cămeruței tainice, știu prea bine despre ce vorbesc, nu? Știți că în locul acela, Există anumite beneficii, există anumite stări pe care le experimentezi unice pe care nu le poți gusta în nici un alt loc. Iată însă că de data aceasta planul lui Isus pare să fie oarecum întrerupt. Dar în providența lui Dumnezeu să știți că planul acesta nu este întrerupt fără scop. Atât de cunoscuți au ajuns să fie deja nu doar Isus, ci și ucenicii lui Isus, Că imediat cum oamenii observă că se urcă în barcă și se duc într-o într altă locație, imediat se duce știrea, da? Imediat se duce vorba din om în om și toate cetățele din prejur încep să alerge. Cred că cumva au privit și au anticipat direcția spre care se duce corabia, au început să alerge și au așteptat în locul în care ucenicii cu Isus acostează cu barca. Și aș vrea rapid să trecem prin cadrul în care ne aflăm și o să vă provoc apoi la câteva detalii pe care să le observăm ca să ne ajute să înțelegem mai în profunzime ceea ce se întâmplă de fapt odată cu minunea aceasta. Pe scurt, cadrul. Iisus ajunge într-un loc pustiu. Un detaliu important. Domnul Iisus Hristos ajunge, ce se întâmplă? Când ajunge acolo, deja mari mulțimi de oameni îi așteptau pe țărm. Domnul Iisus Hristos privește cu milă spre Ei. Și ce face primul lucru pe care îl face? Începe să le dea învățătură. Și nu puțină învățătură, ci multă învățătură până spre finalul zilei. Marcu folosește o expresie foarte puternică pentru conceptul acesta de milă. O milă care este dincolo de capacitatea de înțelegere umană. O milă pe care doar Dumnezeu poate să-o manifeste, atât de puternică. Care este. Primul mod, prima modalitate vizibilă, v putea spune, prin care Iisus își manifestă mila, foarte interesant, nu? Începe să îi învețe din cuvânt. Și asta este, de fapt, cred că, principala sarcină a sarcina păstoririi, nu? Nu asta a lăsat Domnul Isus Hristos, apoi apostolii, bisericii? Ce să faceți? Pregătiți rană la turmă răniți turma. Când Dumnezeu are ceva împotriva păstorilor din Vechiul Testament, vă amintiți cât de aspru îi mustră și le spune că ați lăsat oile nehrănite, oropsite? Am fost eu tot timpul un pastor bun? Nu, cu siguranță nu. Îmi doresc să fiu un pastor mai bun? Cu siguranță da. Ce face un pastor bun? Prioritizează învățătura. Dar slavă lui Dumnezeu că există un singur păstor bun, Domnul Isus Hristos, care nu ne neglijează niciodată, are milă de noi și noi împreună, fiind cu toții oi în staul lui, aș vrea să vă provoc prin această întrebare, dacă Domnul Isus Hristos ne spune că cea mai mare nevoie a noastră este învățătura lui, să ne hrănim din învățăturile sale, ce căutăm noi, în primul rând? Care sunt prioritățile pe care noi le căutăm când ne adunăm în întâlnirile noastre, la închinare cu biserica, în grupurile mici, în întâlnirile din afara grupurilor mici, n-ar trebui oare să căutările noastre să aibă de-a face cu învățăturile Domnului Isus Hristos? Eu zic că concluzia și implicația logică este că da, asta ar trebui să facem. Ucenicii observă rapid că au o problemă. Care era problema acolo? Mulțimea e mare, foarte mare, erau 5.000 de bărbați, doar dacă punem și femeile și copiii care erau sigur trecea de numărul de 10.000 de oameni, 10.000 de suflete. Și ucenicii văd că ziua a trecut, adică Domnul Iisus Hristos și a cam lungit vorbirea, și problema era că n-aveau magazine, n-aveau mâncare. Astfel că ucenicii apelează la o sugestie despre care noi spunem că este o sugestie de bun simț, nu? Doamne Iisuse, tu vezi că mulțimea e mare, nu știu dacă ai observat, dar predicarea s-a lungit, ziua aproape a trecut și oamenii ăștia au nevoie să mănânce. Hai să-i lăsăm să meargă în satele vecine, să... aici e un loc pustiu, să meargă în cătunele vecine să-și cumpere de mâncare. Dar Iisus face un lucru foarte interesant. În loc să detensioneze această situație, parcă o amplifică și mai tare. Parcă pune paie pe foc, nu? Ce spune? Dați-le voi să mănânce. Și clar ca fiecare dintre noi cred că încep să facă imediat calcule. Avem cam 5.000 de bărbați, peste 10.000 de oameni. Și pune o întrebare, cumva, Doamne, poate n-am înțeles bine, să mergem să cheltuim 200 de denari, să cumpărăm pâine, să aducem, să hrănim pe toată lumea, 200 de denari însemna plata unui salariu mediu pentru o persoană pentru un an de zile. Dacă ar fi, nu știu, acum 1500-2000 de lei, înmulțește-i cu da? 12 luni, cam banii ăștia erau necesari să poți cumpăra niște pâine să dai la atât de mulți oameni. Asta au fost calculele atunci. Cel mai probabil ucenicii nu aveau banii aceștia. Dar tocmai în punctul acesta cred că vrea să-i conducă Domnul Isus Hristos. Să înțeleagă cât de mare este nevoia și cât de mare este neputința lor în același timp. Așa că îi întreabă câte pâine aveți. Ce aveți de mâncare printre voi? Ucenicii vin rapid după ce fac calcule, după ce fac da, bilanțul, avem cinci pâini și doi pești. Și Iisus le poruncește să le aducă. Dar întrebarea este, ce sunt cinci pâini și doi pești la atâta amar de lume? Că ar trebui să izbucnești puțin în râs, nu? Dacă privești doar în cadrul acesta firesc, natural. Ce să facem cu cinci pâini și cu doi pești? Și dacă tot am ajuns aici, aș vrea să facem o corectură necesară uh, în acest verset, pentru că sunt unii care predică sau de multe ori citim acasă și extragem tot felul de concluzii de felul acesta, puțin romanțate, da? Vedeți, de unul singur e greu. Dar când ne unim toți forțele, atunci lucrarea lui Dumnezeu izbu izbutește. Sau vedeți, Dumnezeu ar putea să facă dar mai are nevoie puțin de cei doi pești ai noștri și cele cinci pâini. Și dacă noi le dăm, atunci lucrarea lui Dumnezeu merge înainte. Dar scopul este exact invers, scopul Domnului Isus Hristos. Domnul Isus Hristos îi pune față în față pe ucenici cu chemarea lor de a-și recunoaște falimentul total, neputința totală, să vadă că resursele lor sunt apă de ploaie, și că lucrarea la Dumnezeu nu poate să fie făcută prin resursele lor, prin forțele lor. Sunt falimentari dacă ar fi să rezolve ei problema. N-au nicio forță. Dar acolo unde resursele umane falimentează și acolo unde falimentul este conștientizat în primul rând și apoi recunoscut, să știți că niciodată mâna lui Dumnezeu nu este scurtă. Dumnezeu este Cel care poate să deschidă ușile, uși care ar rămâne pe vecie blocate dacă ar fi să fie descuse, deschise prin resursele umane. Dumnezeu este Cel care poate să deschidă acele uși. Doar Dumnezeu este suficient ca să împlinească și să facă ceea ce omul n-ar putea să facă vreodată. Așa că îi împarte imediat pe, pe oameni cu ajutorul ucenișilor observați în aceste cete de 50 de oameni, de 100 de oameni, da? ca să se organizeze cât mai bine, rostește binecuvântarea, cel mai probabil binecuvântarea specifică iudaică, era o binecuvântare care se făcea o rugăciune la fiecare masă în care era recunoscut Dumnezeu ca fiind singurul dătător al darurilor bune, singura sursă a darurilor și singurul care merită să fie lăudat pentru ceea ce ne dă, singurul care ne poate da și toți oamenii aceștia ajung să mănânce din pâinea pe care Iisus le dă ucenicilor ca să o împartă și din peștii respectivi și nimeni nu rămâne flământ, ba din potrivă, ucenicii care vin cu resursele lor neputincioase, ajung la final nu doar să fie asistat la hrănirea întregii mulțimi de oameni, dar în dreptul fiecărui apostol rămâne cu un coș plin cu resturile de la masă. Foarte interesant, nu acest număr de 12 coșuri care s-au strâns. Din nou, observație, poate nu cea mai importantă, dar Cred că e important să vedem, să dăm atenție și la aceste detalii, mai ales cei care credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al inspirației de moment. Un Dumnezeu care urăște organizarea. Acolo unde e organizare nu-i Duhul Sfânt. Cum adică să te pregătești pentru predică? Cum adică să-ți scrii gânduri pentru predică? Sau cum adică să te organizezi departamente. Aici nu-i Duhul Sfânt, lucrare omenească. Observați că și Domnul Iisus Hristos au lucrat cu organizare, a împărțit oameni, i-a numărat, a știu câți au fost acolo, încete, de 50, de 100. Da? Dumnezeu este un Dumnezeu al, al rânduielei, al ordinii de la începutul creației. A lucrat după un plan. Dumnezeu a lucrat în istorie după un plan. Pavel scrie corintenilor, vă amintiți? Erau dezorganizați și Faceau lucrurile după cum îi tăia capul. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Așa că atunci când veniți la închinare, asigurați-vă că vă închinați după voia lui Dumnezeu, adică după o rânduială specifică. Fiți întregi la minte, fiți oameni. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și disciplinei. Și acum aș vrea să vă atrag atenția asupra câtorva detalii, așa cum v-am promis, care să ne ajute să înțelegem puțin background-ul teologic, am putea spune, în care ne așează Marcu prin toate aceste detalii, care, dar sunt niște detalii care reprezintă niște, niște teme foarte profunde în cadrul Vechiului Testament, care îl aveau în centrul lor pe Domnul Isus Hristos, care ajunge să împlinească toate acele profeții, toate acele teme care vorbeau despre El, astfel încât să înțelegem că această minune a mulțirii pâinilor are o bătaie mult mai lungă decât hrănirea unor oameni la care îi foame și gata, băi, s-au săturat, ce bine, s-a rezolvat problema. Domnul Iisus Hristos are în vedere ceva mai mult decât astâmpărarea stomacului unor oameni. Da, și lucrul acela e important, dar ratezi cu totul esența ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să facă și să transmită dacă rămâi doar la săturarea stomacului. Și acum vă ruga la început, priviți în scripturi. Dacă aveți scriptura deschisă, dacă aveți telefoanele deschise, priviți așa rapid la versetul 31, versetul 32, versetul 35. Care e un cuvânt care se tot repetă în fiecare verset, încă de la început? Cuvântul pustiu, nu? Domnul Iisus vrea să-i ducă într-un loc pustiu. Ajung într-un loc pustiu. Oamenii sunt într-un loc pustiu. Nu la întâmplare, Marcu insistă pe acest termen ca să fim siguri că am înțeles că ne aflăm, domnule, ne aflăm într-un loc pustiu. Nu la întâmplare, Domnul Iisus îi duce pe ucenicii să într un loc pustiu ca să înfăptuiască această minune extraordinară. Încă de la începutul Evangheliei, dacă vă amintiți, am observat că pustiul este o temă importantă. Încă din Vechiul Testament, inclusiv în Evanghelia după Marcu, ce reprezintă pustia. Pustia era locul și este locul în care Dumnezeu și-a întâmpinat fiul, poporul, Israelul, care îndrepta de fapt spre adevăratul fiu, spre Domnul Isus Hristos. Dumnezeu își întâmpină poporul în pustiu, de ce? Ca să le poarte de grijă, să ia și să-i conducă spre țara odihnei, spre țara în care curge, curge lapte și miere, spre țara în care nu o să mai fie pustietate. Cum îi conduce? Îi conduce printr-un om format și modelat pe munți cu oile. Vă amintiți unde l-a călit Dumnezeu pe moise? L-a trimis la oi? Să înțeleagă ce înseamnă să conduci un popor cu adevărat, ce înseamnă inima de păstor, ce înseamnă blândețea adevărată până acolo, că moise, spune Scriptura, a ajuns să fie cel mai blând om de, fa de pe fața. Pământului, nu la întâmplare când Isus ajunge în acest loc pustiu și întâmpină mulțimile de oameni, cum îi privește, prin ce lentile îi privește, spune că a privit spre oameni, spre mulțimea aceasta, ca la o turmă de oi care nu au păstor. O expresie care înseamnă ca la niște oameni care nu au lider, care nu au scop, care nu au direcție. Și foarte interesant când Moise este chemat de Dumnezeu să facă tranziția spre următorul lider. La moartea lui Moise, vă amintiți cine urmează, da? Iosua, Dumnezeu lea pe munte să-i dea ultimele indicații și îi spune în Numeri, capitolul 27, de la versetul 16, următoarele cuvinte. Fie ca Domnul Dumnezeul duhurilor oric oricărui trup să numească un om peste această comunitate, care să iasă și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i conducă înăuntru, astfel încât comunitatea Domnului să nu fie ca niște oi fără păstor. Domnul a zis lui Moise, ia pe Iosua și puneți mâna peste el. Și nu la întâmplare în Septuaginta, numele lui Iosua este numele lui Isus. Același nume. Isus, care înseamnă că de la Dumnezeu vine mântuirea. Dumnezeu este Cel care mântuiește. Dumnezeu este Cel care eliberează. Încă câteva observații. Aș vrea să vă întreb, la ce vă duce cu gândul imaginea aceasta unui mare popor, unei mari mulțimi de oameni, într-un loc pustiu, care trebuie să fie organizată pe cete, ca să poată să fie condusă. Să poată să meargă după o rânduială, prin pustie. La cine vă duce cu gândul? A Moise, nu? Moise, care e în pustiu, vine socrul lui, vă amintiți? Băi, te istovești, trebuie să fie rânduială. Ce să faci? Împarte poporul pe cete. Da? În același context al pustiului. În același cadru al neputinței atunci când vine vorba de hrana necesară pentru a hrăni o asemenea mulțime. Spune Moise, în numeri capitolul 11, când privește la numărul mare de oameni, spune poporul care este cu mine de 600.000 de oameni care merg pe jos și tu zici, le voi da carne ca să mănânce o lună întreagă. Sunt destule turme și cire să tăiem? Parcă auzim pe ucenici, nu? Sunt destui pești în mare ca să prindem? Domnul a răspuns lui Moise, este oare mâna Domnului prea scurtă vei vedea acum dacă se va împlini sau nu cuvântul meu. Nu este Dumnezeu cel care a făcut să cadă carne și mană din cer astfel încât nimeni n-a rămas flămând? Nu este de data aceasta Domnul Iisus Hristos față în față cu neputința apostolilor, cel care vine să arate că El este cel care nu are mâna prea scurtă în fața neputinței umane? El este cel care a hrănit o mulțime atât de mare de oameni, astfel încât nu doar că toți s-au săturat, dar a rămas și peste? Avem din nou imaginea aceasta unui popor într-o nevoie disperată după un lider, într-un cadru al pustiei și iată liderul, iată-l pe adevăratul păstor, iată-l pe Fiul lui Dumnezeu care a venit să le vorbească despre adevăratul exod care va avea să aibă loc prin frângerea adevăratei pâini. Care este trupul său. Și poate că o să spuneți, dar chiar putem să ne gândim chiar așa departe, parcă nu sunt prea multe imagini. De unde știm exact că chiar asta vrea să transmită Domnul Isus Hristos? De asta e bine că avem mai multe cărți în Biblie, nu? Și avem mai multe unghiuri din care putem să privim. Și atunci când deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, vă rog să vă notați acest capitol, să-l citiți acasă sau să vă uitați chiar și acum. Aceeași minune, dar o minune care este interpretată, aplicată și predicată de Domnul Isus Hristos. În ce cadru ne aflăm? Spune Ioan că Paștele iudeilor se apropia, versetul 4 din capitolul 6. Ce se întâmpla de Paște? Era momentul în care mielul trebuia să fie frânt și împărțit celor care erau la masă ca să mănânce. Domnul Iisus Hristos face această minune a înmulțirii pâinilor și a doua zi, în urma unui dialog cu farisei, cu cărturari, începe să predice și începe să aplice ceea ce El a făcut cu o zi în urmă. Se le explice la oameni, iată ce am făcut eu atunci când am înmulțit pâinile. Și în urma unui dialog în care poporul vine, noi suntem poporul care a mâncat mană în pustie, Domnul Iisus Hristos începe să predice, să spună, eu sunt pâinea vieții. Versetul 48, 49, 50. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa natură că cine mănâncă din ea nu va muri. Dar cine este pâinea aceasta? Este însuși Fiul lui Dumnezeu, care spune, eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci și pâinea pe care o voi da eu pentru viața lumii este trupul meu. Și în acest context începe să vorbească pe față despre chemarea de a mânca din trupul lui și de-a din sângele lui, care era de fapt o metaforă a credinței în lucrarea pe care el a venit să o facă. O încredere în jerfa pe care a venit să o aducă. Cu alte cuvinte, dragii mei, această minune a înmulțirii pâinilor are scopul evident de a le arăta tuturor ucenicilor și mulțimilor faptul că în el, în Domnul Iisus Hristos, sunt împlinite toate profețiile și toate promisiunile Vechiului Testament. Iată-l pe cel, este înaintea noastră, iată-l pe cel promis, iată-l pe acest profet venit din partea lui Dumnezeu care n-a venit în primul rând să ne sature stomacul, ci a venit să ne conducă în adevăratul exod, a venit să ne împace cu Dumnezeu Tatăl. A venit să ia păcatul de pe umirii noștri și a venit să ne dea o hrană care este de așa natură încât, dacă vom mânca din ea, spune, nu vom muri în viac. Asta trebuiau să vadă toți. Asta era fisa care trebuia să le. Mulțumesc de expresie, fisa care trebuia să le pice la toți. De asta erau toate imaginile acestea în jurul lor. Într-un popor care își știa bine istoria. Trebuia să înțeleagă lucrurile acestea. Dar se pare că au ratat. Inclusiv ucenicii au ratat să vadă asta. Și ăsta e unul dintre motivele pentru care cred că Isus îi forțează pe ucenici să urce în corabie și să plece și el să le dea mulțimilor drumul acasă. Citim în Ioan că ce s-a întâmplat acolo? Avea loc să aibă o revoltă instantanee. În zona aceasta a Galilei, acolo s-a născut mișcarea împotriva Romei. Oamenii aceștia au spus, iată-L, profetul, a venit! Și spune Iisus, dar știau că vor să-L pună rege, vor să-L pună împărat ca să aibă pâine. Și De asemenea, ca să fie eliberați de opoziția romană. Nu au înțeles nimic cu oamenii aceștia. Se pare că nici ucenicii Domnului Iisus Hristos nu erau încă imuni la așteptările greșite ale poporului evreu. Cred că Domnul Iisus Hristos îi ferește de acest pericol de a se uni cu mulțimile. De ce? Pentru că nici ei nu au înțeles ce a făcut Iisus. De unde știm din pasajul care urmează? Și vă invit să îl citim. Imediat după aceea Iisus a zorit pe ucenicii lui să se urce în barcă și să treacă înaintea lui de partea cealaltă a mării în Betsaida, în timp ce el va lăsa mulțimea să plece. După ce și-a luat rămas bun de la ei, s-a dus pe munte ca să se roage. Când s-a lăsat seara, barca, barca era în mijlocul mării, iar el se afla singur pe țărm. A văzut că ucenicii se chinuiau cu vâslitul pentru că vântul era împotrivă și cam în a patra strajă a nopții, Iisus a venit spre ei umblând pe mare. Voia să ajungă alături de ei. Când l-au văzut umblând pe mare, au crezut că este o stafie și au țipat pentru că toți s-au speriat când l-au văzut. Dar Isus le-a vorbit imediat și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. După ce s-a urcat la ei în barcă, vântul a încetat. Și tare se mai minunau ei în ei înșiși, căci nu, observați detaliile acesta, căci nu înțeleseseră ce s-a întâmplat cu pâinile. Fiindcă le era inima împietrită după ce au trecut mare, au ajuns la țărm în Genezaret și au ancorat acolo. Imediat ce a coborât din barcă, oamenii l-au recunoscut. I-au lărgat prin toată regiunea aceea și au început să-i aducă pe paturi, pe cei bolnavi. Acolo unde auzeau că se află Isus. și oriunde mergea el, în sate, în cetăți, în cătune, îl așezau pe cei bolnavi în piețe și îl rugau să-i lase, doar să se atingă de marginea hainei lui și toți care se atingeau de el erau vindecați. După episodul acesta al neînțelegerii mulțimilor și ucenicilor Domnului Iisus Hristos ce face? Se duce în prezența Tatălui singur. Se duce să se roage. Se duce să-și reancoreze sau să-și țină ancorată viața în lumina misiunii pe care Dumnezeu Tatăl le-a dat-o și nu lumina misiunii pe care oamenii o aveau în minte. Da, va veni o zi în care fiul va reveni cu sabia în mână, va veni o zi în care în fața imaginii lui extraordinar de mari orice genunchi se va pleca și va recunoaște că El este Domnul, dar până atunci Fiul a venit ca să fie mielul fără cusur, care a venit să ridice păcatul poporului și dacă vă întrebați de unde înțelegem că nici ucenicii n-au înțeles cu adevărat semnificația înmulțirii minunii cu pâinile, este pentru că ei nu înțeleg nici ceea ce face Domnul Iisus Hristos atunci când vine pe mare către ei. Versetul 52, deja l-am citit, i-au rămas în murmuris, de ce? Pentru că nu au înțeles minunea cu pâinile. De ce? Fiindcă le era inima împietrită. Există o diferență între ei și mulțim, Și anume aceea că ei merg pe urmele Domnului Isus Hristos, sunt în prezența Lui Hristos, și diferența fundamentală este că Domnul Isus Hristos își manifestă mila și harul față de ei și răbdarea astfel încât să ajungă să le dezlipească ochii. Dar până în momentul acela asistăm de fapt la imaginea noastră. Dacă n-ar fi Harul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi lumina lui Dumnezeu să aibă milă de noi, să aibă răbdare cu noi, să ne deschidă inima, să ne deschidă ochii, cu toți am fi la fel de orb. De ce? Observați, problema principală a omului care ratează dumnezeirea sau perceperea dumnezeirii, omul care ratează să vadă cine este cu adevărat Isus Hristos, omul care ratează să creadă în Isus Hristos, într-un mod mântuitor. Problema unor astfel de oameni nu este una intelectuală. Nu este una naturală, firat. Nu este una că, băi, n-au văzut, de asta n-au. Nu, sunt mulți oameni care au văzut și n-au crezut. Au văzut și l-au respins. L-au văzut pe Fiul lui Dumnezeu și l-au scuipat. L-au bagiocorit. De ce? Pentru că problema fundamentală a omenirii este o problemă de inimă care este împietrită față de Dumnezeu. Este o problemă spirituală și este doar harul lui Dumnezeu care poate să-și manifeste mila și bunătatea prin a înmuia o inimă de carne, aducând-o la viață. Exact lucrul acesta continuă să-l facă Domnul Iisus Hristos în răbdarea lui cu cei 12, în timp ce Iisus urcă pe munte să se roage, între ora 3 dimineața și 6 dimineața, când era a patra -a strajă de noapte, la o oră destul de târzie, ucenicii încă se chinuiau vâsleau din răsputeri pentru că vântul era împotrivă. Din nou, imaginea neputinței, a insuficienței. Expresia folosită de Marcu, se necăjeau, se chinuiau. Este o expresie atât de puternică, este folosită și pentru femeile care se află în durerile nașterii. A era unul real. Înaintarea era aproape deloc. Cam asta este ideea. Și iată mila lui Dumnezeu manifestată față de ai săi, față de ucenicii lui, care le vine în ajutor și le arată că el este cel suficient pentru căpătarea înțelegerii, el este cel suficient pentru recăpătarea liniștii, pentru recăpătarea păcii, dar este important să înțelegem de ce doar el este suficient. Asta este miza, asta este important, asta nu trebuie să ratăm și anume pentru că el este cu adevărat Dumnezeu. Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos a coborât în umanitatea noastră ca să se identifice cu noi oamenii într-un mod atât de personal, astfel încât să poată să călătorească în aceeași barcă cu noi. El este Dumnezeu însuși. Și dacă vă întrebați unde vedem asta, exact în această acțiune a Domnului Iisus Hristos, care are o simbolistică foarte profundă, dar în mijlocul vântului, în mijlocul mării învolburate, Iisus coboară de pe munte. Domnul Iisus Hristos coboară din prezența Tatălui și cepe, ce, ce face? Începe să umble, să meargă pe ape. O imagine prin care Dumnezeu este prezentat în Vechiul Testament. El este Dumnezeul care deschide cărări în apă și care poate umbla pe apă. Iov, capitolul 9, versetul 8 spune El singur întinde cerurile și calcă pe valurile mării. Dumnezeu calcă pe valurile mării. E o metaforă a a puterii lui Dumnezeu. Și foarte, foarte important, Marco alege să folosească o expresie care are o semnificație profundă în teologia biblică. Da? ceea ce am spus că Isus vrea să se apropie de ei, sensul, da, tradus de Cornelescu, cred că chiar, asta e, chiar asta este, în traducerea lui, vrea să treacă pe lângă ei. Se apropie de ei trecând pe lângă ei. Și asta e expresia atunci când este pusă lângă divinitate, nu se referă la nepăsare. Vă să treacă Domnul Iisus pe lângă ei pentru că nu-i vede, pentru că nu-i observă sau pentru că nu-i pasă, lasă-i să se chinuie. N-ar folosi Marcu astfel de expresie. Nu asta vrea să ne transmită. Vă amintiți de câteva cadre din Vechiul Testament în care Dumnezeu își propune să treacă pe lângă cineva? Vă amintiți de Ilie? Pe lângă care Dumnezeu trece ca să-i vorbească? Dar mai mult, vă amintiți de Moise? Care vrea să vadă ce anume? Slava lui Dumnezeu. Vrea să vadă gloria lui Dumnezeu. Și în Exod, capitolul 33, îi spune, de la versetul 18, Moise a zis, te rog, arată-mi slava ta. El a răspuns, voi face să treacă prin fața ta toată bunătatea mea și voi proclama înaintea ta numele de Domnul. Eu mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur, voi avea milă de cel ce vreau să am milă. Apoi a zis, fața însă nu mă poți vedea, căci omul nu poate să mă vadă și să mai trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă, când va trece slava mea, te voi pune într-o cavernă stânci și te voi acoperi cu palma mea în timp ce voi trece pe lângă tine. Foarte interesant că această expresie a mersului pe apă este pusă de Sfintele Scripturi în legătură directă cu momentul exodului. Psalmul 77, versetul 19. Calea ta a trecut prin mare, iar cărarea ta prin ape mari și nu ți s-au mai cunoscut urmele, ți-ai condus poporul ca pe o turmă prin mâna lui Moise și lui Aaron. Să că câte imagini bogate avem cu privire la Dumnezeu care își conduce poporul, timpul exodului, prin ape, Dumnezeu care își arată gloria trecând pe lângă cineva. Cu alte cuvinte asistăm la o imagine cât se poate de clară. Iisus coboară de pe munte, Iisus merge pe ape, Iisus trece pe lângă ucenici ca să le arate cât se poate de clar că El este Dumnezeu adevărat care a venit în mijlocul umanității noastre ca să-și elibereze poporul. Ceea imagine rezumată în finalul capitolului, în acel, dai un al treilea sumar pe care Marcul face. Și nu mai intrăm în el, pentru că de fapt sumarizează puțin din ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut până aici. Merge prin sate, prin cătune și toți cei care vin cu credințele, toți cei care se încred toți cei care se ating de el, sunt tămăduiți. Din păcate, unii își satură doar stomacul. Din păcate, unii sunt vindecați doar pentru pământul acesta, dacă n-au văzut dincolo de minunile acestea, dacă n-au văzut adevărata minune, și anume că Isus poate ierta păcatele, și anume că Isus aduce o hrană mai mare decât pâinea aceasta pământească. Iată minunea dragostei și bunătății lui Dumnezeu de data aceasta. Slava lui trece prinaintea ucenicilor. Dar ucenicii pot să privească pe deplin și să nu moară. Mai mult decât atât, Dumnezeu însuși vine și le spune îndrăzniți. Eu sunt. Aceeași expresie prin care Dumnezeu se definește pe El însuși. Eu sunt Cel fără de început, fără de sfârșit. Eu sunt Cel care sunt singurul suficient în mine însumi. N-am nevoie de proptele exterioare. Prin mine se țin toate, din mine vin toate. Pentru mine există toate. Eu sunt. Și ce face acest... Eu sunt de data aceasta? Nu mai acoperă niciun fel ochii ucenicilor, dar ce face? Urcă cu ei? În barcă. Nu este aceasta o dragoste extraordinar de mare din partea lui Dumnezeu? El însuși să vină, să locuiască împreună cu noi, printre noi? De asta a putut crea pâine. Cine poate crea? Dumnezeu poate crea. De asta poate croi cărări prin ape învolburate, de asta stă vântul pe loc, de asta bolnavii se tămăduiesc la atingerea sa, pentru că el este mai mult decât un om, el este mai mult decât un profet, el este Dumnezeu însuși. Și întrebarea este, dragul meu, propuindu-ne de final, în fața neputinței umane, în fața insuficienței resurselor umane, asta este întrebarea. Înțelegem noi, acceptăm noi și credem noi că doar el este suficient ca să ne dea adevărata hrană care să hrănească dincolo de stomacul nostru să stâmpere setea sufletelor noastre, tângetul nostru după Dumnezeu. Pe pă părtășia cu El, tânget sau stare, părtășie pe care am rupt-o, pe care am pierdut-o, dată cu păcatul primelor oameni, părinții noștri, Adam și Eva. Înțelegem noi că doar El poate să rezolve Adevărata noastră problemă, care nu are de-a face cu opoziția romană și cu birurile romane, de-a lungul generațiilor s-au ridicat împărați, care au oropsit și biserica, au omorât biserica. Dar nu asta e adevărata problemă a omenirii, a oamenilor. Este Satan, cel care îi ține legați pe oameni. Și birul său, care este? Plata păcatului este moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Petrecerea veșniciei sufletului tău care este veșnic. Despărțit de slava și de prezența lui Dumnezeu într-un loc al chinului și al plânsului. Asta este plata păcatului. Crezi că salariul minim pe economie e problema ta cea mai mare? Nu este, dragul meu. Păcatul din viața ta e problema ta cea mai mare. Dar de asta a venit Domnul Iisus Hristos în lume, ca să pună înaintea noastră prin jertfa lui un ospăz din care să mâncăm adevărata pâine care satură, prin credință să beneficiem de toate binecuvântările pe care le-a cumpărat pentru noi, prin trupul său care a fost frânt, a câștigat pentru noi viață, ne-a dus la viață din morți cum eram, după ce ne-a câștigat această viață, a împărțit în mâinile noastre mesajul acestei pâinea vieții, ca să mergem să împărțim în lumea aceasta tuturor oamenilor, să le spunem tuturor, veniți, toți cei însetați, veniți. Toți cei flămânzi, veniți. Există în lumea aceasta un împărat mai bun decât împăratul Irod. O spățului Irod, chiar dacă var, v-ar fi dat tuturor, cele din urmă o să muriți, au fost mulți împărați în lumea aceasta care au murit în cele din urmă. La ce le-a folosit faima? La ce le-a folosit, folosit, nu știu, curcanii îngrășați de pe mese? Că au murit și dacă au murit în păcatele lor. Sunt cei mai nenoroșiți dintre oameni. Dar în lumea noastră s-a născut un împărat care a adus o pâine mai bună. A adus iertare de păcate, a adus viață veșnică. Să mergem să le vorbim tuturor despre această veste bună. A venit un păstor în lumea noastră care își dă pustie. Face iarbă verde. Versetul 39 spune, le-a poruncit să-i așeze pe toți în pustie, dar unde? Pe iarba verde. Nu, o imagine din Vechiul Testament. Promisiunile lui Dumnezeu care spune că păstorul își va conduce turma la pășune. Și acolo unde apare Dumnezeu și mâna lui Dumnezeu, pustiile se transformă în locuri de verdeață. Și da, știu că după astfel de mesaje, inima noastră este încurajată și devine așa, să plecăm așa, bucuroși acasă. Dar apoi, parcă intrăm într-o altă dimensiune, și spunem, Bă, da, viața noastră e cam uscată, e... hai să mai rămânem acolo, în lumea scripturilor, când parcă ne trezim dintr-un vis de asta, nu? A, iar am venit la realitate. Da, au fost atunci ucenicii, au asistat, au văzut. Dar noi parcă asistăm la o poveste de undeva, de demult, din trecut. Aș vrea în această dimineață să ne reamintim, dragă biserică, că noi asistăm la o minune mai mare decât minunea la care au asistat atunci ucenicii. Și aș vrea să rog pe cineva, nu știu, Dani, dacă ești în față, dacă vrei să citești tu versetul 41 din capitolul 6 din Marcu. mulțumesc. Care e un alt cadru pe care îl vom descoperi în Evanghelie în care vom asista la aceeași imagine? Cu Iisus, cu pâinea în mână, ridicând ochii spre cer, binecuvântând, frângând pâinea și dând-o ucenicilor. Noaptea în care învață despre trupul său care va fi frânt. Dacă cumva te simți deconectat de toată această realitate extraordinară, aș vrea să-ți reamintesc. Această realitate este în mijlocul nostru. Credeți că la întâmplare sau degeaba ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos cina? Să frângem pâinea atunci când ne adunăm la o la altă, așa cum Iisus a făcut-o, să mâncăm împreună din pâine, să bem împreună din pahar, înțelegând că prin Domnul Isus Hristos am mâncat această, prin credință, această mâncare care ne amintește, ne reamintește mereu și mereu că noi, cei credincioși, nu vom gusta în veac moartea? Crezi că doar atunci oamenii acolo au mâncat pâinea aceea și s-au bucurat de mine? Și noi avem o minune mai extraordinară, mai mare de ce? Pentru că înțelegerea noastră este de plin acum. Noi știm deja ce a făcut Isus. Când mâncăm din pâinea aceasta, știm deja că El și-a dat viața pentru noi. Suntem asigurați de lucrul acesta. Nu este aceasta o minune mai mare decât orice altă minune? Chiar și atunci când vântul ne stă împotrivă, chiar și atunci când vântul ne stă împotrivă, prin credință împotrivirea și vântul nu este decât o nouă oportunitate prin care să descoperim și mai mult, o nouă latură din gloria și măreția lui Dumnezeu. Aș vrea să luăm împreună cina pe care Domnul Iisus ne-a dat-o. La fel cum ucenicii au mâncat altă dată. Noi mâncăm astăzi în această dimineață. Și aș vrea prin credință să ne înfruptăm din această realitate a faptului că Dumnezeu prin Iisus Hristos este pentru noi, că păcatele ne sunt iertate, că am trecut din moarte la viață și de fiecare dată când suntem împreună, Iisus este în mijlocul nostru și El ne dă această pâine. La cina Domnului poți să parte toți cei care s-au întors cu credință și pocăință la El, care și-au mărturisit păcatele, care sunt partea unei biserici în care se predică Evanghelia curată, biblică, care sunt în relații bune cu Domnul, cu biserica, cu frații de credință. Toți cei care ne vom hrăni astăzi din cina Domnului. Haideți să-L lăudăm pe Dumnezeu în duhurile noastre. Haideți să-I mulțumim că a coborât în mijlocul nostru, că în toată veșnicia, când vom fi alături de El, El își va întinde mâna spre noi și spună încă te îndoiești, încă nu crezi, încă e prea frumos să fie adevărat, întinde mâna necredinciosului. Și vezi rănile mele. Pentru tine a murit. Și ultima oară când am verificat, nu mi-am schimbat părerea și nu o să o schimb nicio veșnicie. Pentru că a murit odată pentru totdeauna. Pentru ca tu să fii sigur că ai trecut din moarte la viață. Haideți cu la acestea să luăm împreună cina Domnului.